Există persoane cărora li se poate acorda o a zecea șansă și există persoane pentru care prima a fost în mod clar inutilă. Oamenii normali sunt acei oameni despre care nu știi prea multe. Dacă ești altfel decât ceilalți, ești sortit să rămâi singur, vei fi tratat cu răutate. Diavolul este un optimist dacă crede că îi poate face pe oameni și mai răi. Cel care îți spune adevărul în față nu te va înjunghea niciodată în spate. Un om puternic nu poate fi mărșav. Mărșăvia este arma celor slabi. Este păcat că oamenii cu o viziune pozitivă asupra lumii sunt văzuți de alții ca fiind naivi în cel mai bun caz și proști în cel mai rău caz. Nu există oameni slabi. Cu toții suntem puternici în mod natural. Gândurile noastre sunt cele care ne fac slabi. În esență, cu toții ne dorim un singur lucru: să aibă cineva nevoie de noi. Cu cât înaintăm în vârstă și cu cât devenim mai înțelepți și mai experimentați, se pare că ne este mai greu, dintr-un anumit motiv, să ne facem prieteni. Durerea care este cu tine astăzi se va transforma în puterea pe care o vei simți mâine. În copilărie, ți se pare că printre colegii tăi există deștepți și proști, iar adulții fac parte tot timpul din categoria celor deștepți. Pur și simplu, nu-ți poți imagina un adult prost. De-a lungul anilor, trecând treptat în tabăra adulților, îți dai seama cu groază că aici sunt mult mai mulți proști. De cele mai multe ori, oamenii sunt nefericiți dintr-un simplu motiv. Aceștia nu știu ce își doresc cu adevărat. Nu există nicio modalitate de a convinge pe cineva că se înșeală. Numai realitatea poate face acest lucru. Nu există oameni răi pe lume. Există doar oameni nefericiți. Oamenilor le este cel mai greu să ne ierte pentru lucrurile rele pe care tot ei le-au spus despre noi. Mediul înconjurător se schimbă atât de treptat, încât te obișnuiești cu el fără să observi și, dintr-o dată, vezi că nimic nu mai este la fel. În timp ce vă despărțiți de copilărie, păstrați-i sufletul pur. Viața ta depinde de tine, nu de ceea ce te înconjoară. O gaură, de pildă, poate fi înconjurată de aur sau de diamante, însă tot un gol rămâne. Înconjoară-te doar de oameni care te vor ridica mereu sus, căci și așa viața este deja plină de oameni care vor să te tragă în jos. Cu cât mediul este mai ostil, cu atât o celulă sau o ființă vie își dezvoltă mai bine talentele, necunoscute până atunci. Devenim asemenea oamenilor cu care socializăm. Alegeți-vă mediul,
oricât de unici am fi, acesta tot ne afectează. E mai ușor să păcălești oamenii decât să-i convingi că sunt păcăliți. Un om trebuie judecat atât după prieteni, cât și după dușmani. Oamenii mărginiți se simt prea jigniți de lucrurile mici. Oamenii mari le văd pe toate și nu se simt jigniți de ele. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât mai mult îți dai seama că lumea este în alb și negru. Ai încredere doar în cel care vede trei lucruri în tine: tristețea din spatele zâmbetului tău, dragostea din spatele furiei și motivul tăcerii tale. Cel care controlează trecutul, controlează viitorul. Cel care controlează prezentul, controlează trecutul. Nu există măreție acolo unde simplitatea, bunătatea și adevărul sunt absente. Insolența este cea mai rea dintre toate bolile umane. Cine nu se grăbește, găsește timp să-și facă aproape tot ce-și dorește. Nu vă pierdeți timpul explicându-vă comportamentul unor oameni care sunt în mod deliberat pregătiți să nu-l înțeleagă. Oamenii sunt de două feluri. Unii caută binele în orice, alții ca și cum s-ar fi născut cu o văicăreală în suflet. Dacă iubești două persoane în același timp, alege-o pe cea de-a doua. Dacă ai fi iubit-o pe prima, nu te-ai fi îndrăgostit de a doua. Astăzi, politețea este din ce în ce mai apreciată. Obrăznicia nu are niciun preț. Cel mai prețios cadou pe care îl poți oferi cuiva este timpul tău, pentru că oferi ceva ce nu poți primi niciodată înapoi. Răbdare și iar răbdare. În curând totul se va așeza la locul lui. Norii se vor împrăștia, soarele își va face apariția și o altă încercare a vieții va fi deja de domeniul trecutului. Undeva în această lume există o persoană care se duce zilnic la jobul la care tu visezi și îl urăște din toată inima. Nu-i așteptați decât pe cei care se vor întoarce. Să le vorbiți doar celor care vă aud și să tăceți doar cu cei care vă înțeleg. Nu le închide gura celor care îți deschid ochii, iar atunci când te vei ține bine pe picioare, nu-i uita pe cei care te-au ținut cândva în brațe. Atunci când câștigi o cursă, următoarea cursă devine un semn de întrebare. Ești încă cel mai bun sau nu? Asta e ceea ce este amuzant, dar asta e și ceea ce este interesant și asta e ceea ce este o provocare. Trebuie să-ți îmbunătățești stilul și să dovedești de fiecare dată că ești cel mai bun. Bunătatea îți poate adesea dăuna, așa că atunci când vrei să faci un bine, gândește-te cu atenție. O cădere poate fi de multe ori o lecție utilă, așa că eșecul
este cel mai bun ajutor pentru cauză. Cea mai mare suferință sufletească pe care o trăim este cauzată de propriile iluzii, fantezii și vise. Un prieten adevărat este acea persoană care te va ajuta atunci când ai nevoie, fără să te umilească. Într-o zi, întreaga ta viață îți va trece prin fața ochilor, așadar asigură-te din plin că va merita să o privești. Adevărul poate înțepa ca o albină, dar este util și face numai bine. Minciuna poate fi la fel de frumoasă ca un fluture, dar devorează adevărul precum omizile devorează frunzele.